Valeria, părinte, ce să fac când mă simt tristă? Parcă am o greutate pe suflet care îmi cauzează durere. Ce rugăciuni aș putea face? Orice rugăciune este bună, pentru că orice rugăciune o pune legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu este Dumnezeu bucuriei și a mânghierii. Deci tristețea și apăsarea dispar atunci când îl am pe Dumnezeu. Alegeți-vă acele rugăciuni care vă sunt mai la îndemână, care simțiți că sunt mai potrivite pentru inima dumneavoastră. Spre exemplu, unii se simt mai bine citind la psaltire. Alții nu pot citi psaltirea. Preferă, de exemplu, acatistul lui Sfânt sau paracristul Maicii Domnului. Alții pur și simplu nu pot să citească nicio rugăciune în stări de genul acesta și atunci zic numai Doamne Iisuse, rugăciunea aceasta scurtă pe care o știți. Deci, orice fel de rugăciune ne scoate. Sau putem, sigur, apela la un Sfânt care ne este foarte drag, de care ne simțim mai apropiați. Deci toate ne ajută atâta vreme cât ne pun în legătură cu Dumnezeu.